Bună seara, doamnelor și domnilor! Una dintre marile probleme care i-a preocupat dintotdeauna pe oamenii de știință a fost aceea a dispariției speciilor. Nu încape nicio îndoială că o specie sau o populație odată dispărută nu mai are nicio șansă de a reapărea, cel puțin în mod natural, deoarece prin mijloacele moderne ale ingineriei genetice, în prezent, se pune problema și chiar se fac încercări de clonare, de exemplu, a unor specii dispărute. Tema emisiunea noastră de astăzi este biodiversitatea, iar invitata noastră de astăzi este doamna Iulia Secară, inginer agronom cu master în biodiversitate. Bună seara și bine ai venit la noi, Iulia! Bună seara și bine v-am găsit! Ce este această biodiversitate? Tot auzim discutând de ce e atât de importantă. Biodiversitatea este un termen extrem de larg care cuprinde totalitatea vietăților de pe pământ. Aici includem animale, plante, microorganisme și mai include și relațiile dintre aceste comunități, dacă le putem spune așa, și habitatul lor sau ecosistemul în care sunt. Este extrem de important ca să avem o biodiversitate largă a tuturor categoriilor de specii, atât animalelor cât și a plantelor, a plantelor mai ales pentru noi agronomii. Aici putem să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă nu ar exista această biodiversitate și în cazul în care culturile noastre ar fi lovite de o calamitate, știu eu, de boli, de dăunători, ce s-ar întâmpla dacă nu am avea centrele de origine ale acestor plante, de unde să preluăm genele pe care pe noi ne interesează, să le aducem și să creăm genotipuri mai rezistente la boli sau la dăunători. Este o problemă, de aici am început, este o problemă extrem de gravă, pierderea biodiversității. În principal, aceasta se datorează acțiunilor necugetate ale oamenilor. Deci tot noi suntem de vină până la urmă. Da, noi suntem de vină. Odată este agricultura practicată într-un mod incorrect, aplicarea extrem de multe substanțe pe culturi, a ierbicidelor în mod deosebit, care pe lângă faptul că ne distrug buruienile din cultura noastră și ne mulțumesc prin lucrul acesta, mai distrug și plantele din vecinătatea culturilor, care nu neapărat că ne-ar dăuna și poate că ar fi mai bine să le lăsăm acolo așa cum sunt, pentru că ele creează și habitate pentru micile vietăți care locuiesc acolo, în ele. Așa este, dar am avut, de exemplu, mulți invitați chiar în aceste emisiuni pe care le facem noi și nu cred că ar fi de acord cu ceea ce spui tu, în sensul în care au o anumită cultură și chiar discutam despre erbicidare și asta fac de foarte mulți ani. În schimb, avem o altă problemă aici. Crezi că există o cale de mijloc? Da, există o cale de mijloc, există o agricultură practicată corect. Adică, pe suprafața de X hectare avem culturi agricole, în zonă nu este nicio specie de plantă sau niciun animal care este protejat sau pe cale de dispariție. Acolo putem să folosim ierbicide, putem să folosim insecticide, fungicide, nu au nicio consecință extrem de negativă. Ne curăță culturile și noi suntem mulțumiți. Dar pe de altă parte, sunt zonele care sunt declarate parcuri naturale, arii protejate, unde ne este interzis de-a dreptul să deranjăm prin orice mod ecosistemul, adică nu putem să mergem să ne punem cortul acolo și să stăm să facem un grătar. Nu-i voi așa ceva. Nu putem să mergem să distrugem, să smulgem anumite plante care au înmulțire vegetativă, care sunt protejate sau pe cale de dispariție, putem eventual să le rupem floarea și să rămână acolo tulpina și rădăcina pentru ca ele să se poată reface. Aici ar trebui să învățăm următor. Chiar pe copii de mici să Da, da, asta este o problemă extrem de gravă, educația pe care noi o avem. Considerăm că ni s-a dat de la natură atât de multe lucruri. Le merităm, nu trebuie să depunem niciun efort în a le conserva sau în a le proteja, dar nu e așa, pentru că natura se supără pe noi și avem atâtea specii pierdute pe care, cum ați spus, încercăm să le recuperăm, dar nu prea sunt șanse. Din păcate, așa este. Cum putem rezolva această problemă? Cum se poate menține această biodiversitate?
Putem lua foarte multe măsuri. În primul rând, ne adresăm agricultorilor și lor le spunem să aibă un management corect al agriculturii pe care o practică, să nu distrugă și ceea ce nu încurcă. Să lase acolo planta, animalul respectiv în pace, să-și facă treaba și poate că la un moment dat o să avem chiar o mulțumire pe seama lui. După aceea este partea de industrializare a pământului, a întregului pământ, care duce la pierderea unor habitate prin defrișări ale pădurilor, prin, știu eu, se distrug mlaștinile unde există anumite specii, toate zonele acestea care în trecut erau total sălbatice. De exemplu, avem pădurile tropicale care în urmă cu câțiva ani, câteva zeci de ani, reprezentau 20% din suprafața terei. Acum reprezintă 8%. Gândim acolo ce pierdere există. Acum poate că în pădurea de aici, de lângă noi, deja bântuită de oameni, nu mai există o așa mare biodiversitate, dar acolo, în pădurile tropicale... Defrișarea este o altă problemă la care o să vreau să revenim și să discutăm și pe seama acesteia. Da. Ne-ai spus despre agricultură, mai sunt și alte și multe alte motive, dar hai să terminăm cu agricultura, dacă tot suntem în temă. La acest post aș vrea să discutăm despre acel număr redus de specii folosite, tot mai redus, din păcate. Da, într-adevăr, din cele câteva zeci de mii de specii de plante de pe pământ, în agricultură sunt cultivate vreo 30 și sunt exploatate la maxim. Și se creează, într-adevăr, genotipuri rezistente, genotipuri productive. Ne mândrim cu lucrul ăsta. Este un lucru bun, pentru că nu se alterează. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Din confort? Din calitățile plantelor. Calitățile alimentare, calitățile furajere, deja probabil estetice în anumite cazuri. Mă refer strict la culturile agricole aici. Da. O altă problemă este că tradițiile comunităților locale sunt pe cale de dispariție. Cum se poate rezolva această problemă? Deci odată și aici are o influență biodiversitatea, pentru că pe toate costumele naționale din orice zonă a țării găsim motive florale, sunt inspirate din lumea naturii, sunt inspirate din biodiversitate până la urmă. Pe de altă parte avem un avantaj enorm al biodiversității prin faptul că biodiversitatea creează peisaje care sunt extrem de căutate de străini, mai ales că noi nu le mai apreciem. Aduce un beneficiu enorm turismului din orice zonă, undeva unde este un vârf de munte cu două plante acolo pe el, vine străinul, se uită, face poze și vine și la anul să vadă dacă mai sunt cele două plante. Bun, ne-ai spus până acum că, într-adevăr, omul afectează acel echilibru natural despre care tot discutăm, dar în afară de agricultură, care sunt acele elemente esențiale care intervin în această problemă? Este, în primul rând, industrializarea lumii. Se distrug spațiile în care viețuiesc animăluțele acestea protejate și plantele. Se creează o poluare extrem de mare care, la fel, duce la moartea elementelor biodiversității. Este tot legat de agricultură suprapășunatul. De exemplu, există o zonă în județul Alba unde pe pășun este arnica montana, o specie, o plantă medicinală extrem de rară și căutată. Se dau bani grei pe aceste inflorescențe uscate. Se pășunează în mod excesiv acolo, se distruge arnica și noi nu mai avem ce să culegem. Se recoltează prin ruperea inflorescenței, ceea ce nu afectează planta. Deci nu moare. Se mai face încă o dată de două ori. Am tot discutat despre biodiversitate. Cum rămâne cu selecția naturală? Care vine cumva de la sine. Selecția naturală are loc în orice comunitate, fie animală, fie de plante. Este tendința celui mai puternic și acelui mai tipic individ să-l învingă pe cel care este puțin bolnav, care are anumite deficiențe. De exemplu, la animale se poate arăta cel mai ușor. Liderul grupului îi eclipsează pe ceilalți și elimină. Aici, selecția naturală are un aport impresionant în păstrarea biodiversității, pentru că rămân doar elementele puternice, care nu pot fi distruse de orice înclinare a vântului, așa. Care sunt acele specii
dispărute acum, în afară de dinozauri, deși și acolo... La dinozauri este o întreagă discuție, da, pentru că aici nu se știe ce s-a întâmplat, dacă a fost vorba despre om, nu a fost vorba despre om, adică nu, da, avea cum de să fapt, fie vorba. Nu se vorba. Știe cauza Putea fi un cataclism, o ciocnire între două corpuri cerești, putea fi un supervirus care se spune că i-a ucis, asta este o teorie, da, destul de asta apreciată. Spun, deci există mai multe teorii și pot de fi fapt... schimbările climatice, da, din acea perioadă, deci nu știm. Speciile acestea sunt atât specii vegetale cât și specii animale. Putem pur și simplu să luăm specii de pom fructifer care nu se mai cultivă, care erau de o importanță deosebită pentru că aveau o rezistență mare la boli și dăunători. Specii de măr, este Malus floribunda, de la care s-au preluat, în principiu, de la el s-au preluat genele care induc cultivarilor de măr de acum rezistența la anumite boli și dăunători. L-am avut și noi în România? Da, l-am avut și noi în România și chiar de către cei de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară, de la profesori de horticultură, utilizează aceste gene și creează tot felul de specii noi, de... Avem un telefon în acest moment, după care revenim la specii pe cale de dispariție. Bună seara! Bună seara! Mă numesc Andreea. Ne pare bună bine. Seara. Vă ascultăm. Am auzit ceva de bănci de gene. Ce sunt aceste bănci de gene? Bănci de gene? Da. Așa. Și dacă există și în România? Am înțeles. Da, vă mulțumim mult pentru întrebare. Acele bănci de gene, există așa, da, ceva? Da, există. Iată, există, da, bănci de gene. Interesant, fenomenale, da, în întreaga lume. Există și la noi în România o bancă de gene la Suceava, peste 17.000 de varietăți de semințe, dintre este 50 de specii sunt conservate acolo. Semințele se păstrează la minus 20 de grade Celsius, este o temperatură care nu afectează viabilitatea seminței, la o umiditate de 5% în aer, iar aceste semințe rămân viabile și după 50-100 de ani. Este extrem de important să... Este o conservare ex situ a plantelor, se conservă gene, adică conservarea in situ este conservarea mediului natural, adică ce am spus, arii protejate, parcuri naturale, iar conservarea ex situ are loc în principal în aceste bănci de gene. Pe lângă mai sunt colecțiile de germoplasmă, sunt grădinile botanice, dar băncile de gene reprezintă cea mai mare șansă a noastră de a ne recăpăta o plantă sănătoasă peste ceva vreme, Doamne ferește, dacă va fi cazul. Da, o întrebare destul de bună și interesantă, nici nu am știut. Da, este foarte interesantă banca de gene de la Suceava, da, are un management foarte bun. Am tot auzit de acele bănci sau de, mă rog, pentru oameni, celule STEM care sunt recoltate. Da, este cam același lucru. Aproximativ. Este și aici materialul se recoltează de la cetățeni, reprezentanții băncii de gene sună în anumite zone în care sunt specii de plante endemice chiar, și acestea sunt plante care trăiesc doar într-un anumit areal, nu se pot duce să se cultive altundeva, și îi contactează, mai ales pe bătrâni, că ei mai știu câte ceva, știu ce a fost acolo și pot să explice, pot să dea indicații care este de fapt planta pe care noi o căutăm, și se preiau semințe și se conservă la aceste bănci de gene. Revenind la ce discutam mai devreme, ne spuneai despre specii pe cale de dispariție și ne-am oprit la măr. La ne-am oprit măr la care, măr. Da, mai sunt și alte specii, adică cu siguranță da, sunt, mai există din păcate. Magnolia, da, este o specie pe cale de dispariție. Pentru că deși cum așa? O, căutăm, o vedem peste tot. E o vedem la peste tot, o vedem peste tot, dar este o plantă destul de greu de îngrijit. Degeaba avem noi mici puieți de magnolia atâta timp cât o să-i pierde. Bineînțeles că o să-i pierdem chiar și noi. Chiar discutam într-o emisiune că a devenit așa o modă să ai o magnolie. Nu-i chiar o modă. Nu? Eu în Cluj știu două sau trei magnolii puternice, mari, așa, care înfloresc. Și în când fiecare. Spui puternice, puternice, referi mă refer la... rezistente și care deja au câțiva ani acolo la activ și este mult mai mic riscul de a le pierde. Eu, de exemplu, am încercat să duc acasă câteva magnolii și am eșuat cu toate dintre ele. Așa. Sunt atacate de boli, de... Da.
Alte specii, în afară de magnolii? Este floarea de colț, o altă specie mult vehiculată la noi. Se găsește în munții Rodnei, în munții Ciucaș, pe stâncile însorite cu expoziție estică. Această plantă este extrem de valoroasă. Bine, are o... este... este extrem de frumoasă și căutată, dar noi avem tendința de a merge și de a rupe tot ce ne iese în cale și este, din această cauză este pe cale de dispariție. Avem după aceea specii de animale. Avem ursul brun, care, deși îl avem într-un număr extrem de mare de exemplare la noi în țară, este totuși pe cale de dispariție pentru că îi se distruge habitatul, îi se distruge arealul, oamenii sunt supărați de ce vine ursul la ei la containere să le facă mizerie acolo și să-i mai zgârie din când în când. Dar atâta timp cât noi nu-i mai oferim lui un anumit spațiu, are nevoie ursul de un teritoriu extrem de larg pentru a se desfășura și manifesta. Noi îi distrugem acel spațiu, atunci ce ne mai așteptăm? Ce să primim înapoi dacă nu tot felul de momente din astea neplăcute? A fost destul de multe cazuri din acestea. Cu siguranță mai avem foarte, foarte multe specii. Aici am discutat și de plante și de animale. Ce e cu cartea roșie? Avem și noi o carte roșie în care... Noi avem o carte roșie mai mult în desfășurarea creierii cărții roșii a noastră, în schimb. Și la nivel mondial și la nivelul altor state există aceste cărți roșii în care sunt înscrise absolut toate speciile care sunt vulnerabile, care sunt pe cale de dispariție, care sunt într-un număr redus, care necesită anumite condiții și să fim atenți să nu le distrugem condițiile pe care le au acolo. Este un lucru benefic, dar ar fi și mai bun dacă aceste liste cărți roșii ar ajunge la cetățenii de rând, pentru că nu ne ajută cu nimic. Eu am auzit de aceste liste cărți roșii în primul an la master. Deci aveam deja o vârstă și în timpul ăsta puteam să distrug multe dintre aceste exemplare care sunt protejate. Și erai totuși în domeniu? Eram adică totuși în domeniu. Câțiva ani de facultate? Da, câți ani de facultate? 4 am făcut. Așa. Deci timp de eram totuși ani, în domeniu, da. Dar noi nu cunoaștem care sunt de fapt aceste ceilalți, specii. Ceilalți, noi muritorii de rând, poate nu ajungem niciodată să citim acea listă și să... De unde putem găsi? Unde se găsește? Cred că se găsește pe internet. Da. Se găsește, bine, nu completă, dar se găsește pe acolo, pe undeva. Există anumite specii pe care le-ai aflat și, nu știu, te-a șocat, da. M-a șocat faptul că sunt pe cale de dispariție? În județul Cluj, în zona Răscruci, Borșa. Dar o să te întrerup puțin, mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm, bună seara! Cum vă numiți? Sunt Brăescu Cornel. Ne pare și... bine. Da, nu știu dacă am prins mare parte, dar vreau să vă întreb de biodiversitate, invitata dumneavoastră. Poate să-mi răspundă? Vă rog, e aici pentru dumneavoastră. Da, dacă are ceva informație despre genetica aplicată în biodiversitate, sunt interesat și de ceva timp și dacă ar putea să-mi lase numărul de telefon sau să mă sfătuiască unde aș putea să apelez? Sigur că da. Sigur, vă mulțumim foarte mult. Numărul de telefon la sfârșitul emisiunii, dacă reveniți, o să aflați numărul de telefon al doamnei. O să-l lăsăm. Da, las. Pentru cei interesați, o adresă de e-mail. Vă mulțumim foarte mult pentru întrebare. Mulțumim. Locul unde se poate studia aceste discipline în Cluj este Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Eu chiar urmez programul unui master. Sunt extrem de încântată de acest program pentru că nu vin profesorii să-mi explice ce ar trebui să facem, cum ar trebui să facem. Eu aici la acest master am văzut practică. Mi s-a pus la dispoziție laborator, cadru didactic care m-a sfătuit și a trebuit eu cu mânuța mea, cu toate cunoștințele pe care le aveam acumulate, să fac ceva. Am culturi de antere, sperăm să putem să facem și ceva mai complex, modificări genetice, dacă ne va permite legislația și dacă vom avea materie primă.
Deci este extrem de interesant și sfătuiesc pe toți tinerii absolvenți de facultate să opteze pentru acest master, pentru că nu e un master numai așa de diplomă. Este un master în care, într-adevăr, înveți ceva, înveți să prețuiești anumite lucruri și îi vezi pe toți acei oameni care vin cu atâta dedicație și își... Nu neapărat că își pierd timpul, vin și îți explică ție, studentului care nu prea ai informații în acel domeniu până când te lovești de problemă, îți explică tot de la A la Z. Noi suntem, eu și împreună cu toți colegii mei, suntem extrem de mulțumiți și de încântați. Îți mulțumim foarte mult, Iulia. Mai avem un telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Auzim? Da, vă auzim foarte bine. Cum vă numiți? Șerban Rares vă numesc, din Oradea. Ne pare bine, vă ascultăm. Aș vrea să vă întreb, nu știu, cum se poate păstra biodiversitatea în zilele noastre, în condițiile de astăzi? Da, vă mulțumim. Este o întrebare care e binevenită și, într-adevăr, e la zi. După cum vă spuneam, putem conserva biodiversitatea in situ și ex situ. In situ înseamnă că ne ducem noi acolo unde există planta sau animalul nostru de interes, vietatea noastră de interes, și îi păstrăm condițiile pe care le are și în care a supraviețuit un anumit timp, pentru a ajuta să se înmulțească, să se elimine oarecum singură din această carte roșie. Iar conserva, bine, aici avem parcurile naturale, avem ariile protejate, avem rezervațiile, biosfera Delta Dunării este mult discutată. La conservarea ex situ avem aceste bănci de gene despre care vorbeam mai devreme, avem colecțiile de germoplasmă, avem grădinile botanice, care la noi în țară sunt teoretic multe și bogate în specii. Practic nu știm ce mai există pe acolo. Aici la Cluj cel puțin nu s-a distrus mare lucru, deci sunt speciile acolo prezente. Putem să ne gestionăm problemele ca să conservăm biodiversitatea prin evitarea aspectelor pe care le-am enumerat mai devreme, prin suprapășunat, industrializare făcută aiurea, prin poluare. Putem reduce poluarea și astfel sperăm să salvăm anumite specii care sunt mai sensibile la poluare. Este foarte greu. Este adică foarte greu. Am ajuns la un moment dat în care este aproape imposibil. E ca și cum te-ai lupta cu morile de vânt. Sună foarte frumos să reducem poluarea, dar cum putem face acest lucru? Deci noi toți stăm așa și vorbim unii cu alții cum să facem să reducem poluarea și ne limităm la acest nivel. Deci nu facem nimic ca să reducem poluarea, doar deci fiecare dintre noi ar trebui fiecare să fie mai conștient atunci când aprinde lumina. Puțin făcut din partea fiecăruia, putem salva foarte mult. De exemplu, mergem la pădure de 1 mai. Sunt arătate la televizor niște imagini care pur și simplu te șochează. Merge românul și lasă acolo ambalajul de bere și cutia de la mici, și care nu sunt biodegradabile, și după aceea spune că vai de mine ce poluare e la noi în țară. Păi normal că e poluare dacă noi nu ne... în care nu a dat foc la jumătate de pădure. Exact. Nu vreau să mă duc așa de departe, pentru că nu pot să-mi imaginez ce s-ar întâmpla. S-a întâmplat, a fost o tragedie adevărată. Ne tot mirăm de ce ne ocolesc străinii sau de ce nu mai avem nu știu ce plantă, nu știu unde, sau de ce un râu care ar trebui să fie plin de vietăți se transformă așa într-o dâră de apă maro și care nu-i deloc atrăgătoare, tocmai din acest motiv, pentru că noi nu facem nimic ca să evităm poluarea. Aici mă refer la toate felurile de poluare, de la uleiul aruncat pe gaură de la chiuvetă din tigaia în care am prăjit cartofi, până la mastodonții aceștia industriali care, Doamne ferește, ce lasă în urma lor. Ce ar trebui să facem cu acel ulei? Uite, dacă tot... Cu acel ulei am văzut și în Cluj, la benzinării, recipiente în care poate să meargă omul de acasă cu uleiul colectat într-o găletuță, pur și simplu cum sunt cele în comerț cu diferite produse, într-o sticlă de plastic, în orice alt recipient, să-l golească acolo și pleacă mulțumit că a făcut o faptă bună. Nu este remunerat acest serviciu, că ar fi culmea. De aici acel ulei se folosește, are diferite întrebuințări.
Da, îți mulțumim foarte mult, Iulia. Revenim după o foarte scurtă pauză. Așadar, principalele activități prin care omul afectează echilibrul natural, așa cum am discutat, afectează și biodiversitatea, sunt defrișările, vânătoarea și pescuitul, poluarea mediului, dar și agricultura. Am discutat despre agricultură, am discutat, Iulia, despre poluare. Cum rămâne cu vânătoarea și pescuitul? Sunt activități îndrăgite de noi românii? Da, sunt îndrăgite, sunt permise anumite condiții. Ori noi românii vrem să facem orice lucru, oricând ne taie cap, oricând vrem noi să mergem la vânătoare, mergem, nu ținem cont de restricții, de perioadele în care nu se vânează, nu vânăm exemplarele pe care ar trebui să le vânăm, că mergem și le vânăm pe cel mai frumos și pe cel mai gras și pe cel mai capabil să se reproducă. Și în acest fel luăm un pic din capacitatea speciei de a se reproduce și de a se perpetua, pentru că îi vânăm exemplarele valoroase. Ori legile acestea care reglementează vânătoarea, cel puțin, spun că se vânează în principiu cei bolnavi și animalele bolnave și cele... În câteva secunde, scuză-mă că te întrerup din nou, mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Ne auziți? Alo, bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Sunt Flaviu din Zalău și aș avea o întrebare la dumneavoastră, dacă vă rugăm. Vă ascultăm cu drag. Deci eu aș dori ca să cultiv floare de colț și dacă puteți să mă ajutați dumneavoastră sau să îmi spuneți de cum pot procura dacă este aclimatizată pentru ca să fie posibil să se cultive în aceste zone. De unde spuneați că sunteți? Din Zalău? Din Zalău, da. Da. Vă mulțumim mult pentru întrebare. Este floarea de colț? Este floarea de colț. Există? O mai avem? Există. O mai avem, da. Chiar mă uitam pe internet și am văzut anunțuri de vânzare a unor exemplare de floare de colț pe internet. Am înțeles că sunt și în florării. Prețurile sunt nici foarte mari, nici foarte mici. Variază extrem de mult de la un distribuitor la altul, ca să le zic așa. Floarea de colț se înmulțește prin divizarea rădăcinilor sau prin semințe. Acum se pot procura semințe tot din aceste surse sau prin divizarea rădăcinilor, dar eu nu recomand să se meargă în rezervația unde găsim floarea de colț, să o smulgem, să-i divizăm o rădăcină și să o punem înapoi pe cea care nu ne trebuie. Se poate cultiva dacă se îndeplinesc condițiile, cerințele față de mediu, necesită sol calcaros, crește pe pajiști expuse la soare. Deci zona Zalău ar fi potrivită? Acum, nu știu, că în orice județ există... Da, soluri și soluri. Toate tipurile de sol, nu știu exact care este zona, nici nu am studiat arealul respectiv ca să știu dacă se poate sau nu se poate cultiva. Bun. Noi recomandăm să se admire aceste specii în habitatul lor natural, să le luăm o poză, să ne urămăm și să ne uităm din când în când la ea, nu să le luăm și să le ducem. Poate nu se aclimatizează. Am înțeles. Ideea era să cultive, nu știu, poate, nu știu care era scopul de fapt. Domnul nu mai este la telefon. Acum, dacă vrea să cultive pentru industrializare aici, probabil, nu pentru comerț, ca să zic așa, da, nu. Prin înmulțire ar face un lucru bun, având în vedere că nu este pe cale de dispariție. Ar face probabil un lucru bun, dar există o variabilitate a aceluiași exemplar. Se comportă diferit în condiții diferite. Captivitate, adică ca să zicem așa. Putem să zicem și captivitate. Dacă o luăm de la altitudinea la care floarea de colț crește în mod natural, cât mai crește, și o ducem la noi acasă și nu-i oferim temperatura necesară și căldura, lumina necesară și regimul hidric potrivit, o să dăm greș cu ea. Eu nu cred că se poate cultiva, că dacă s-ar fi putut, ar fi fost români cu inițiativă de a face această afacere și nu cred că se poate cultiva, dar încercarea moarte n-are, așa că... Așa este, mulțumim foarte mult pentru răspuns, sperăm că domnul este mulțumit de răspunsul pe care le-a primit. Revenim la vânătoare.
sau la pescuit. Acum, într-adevăr, spune că vânătoarea este și legislația nu ne ajută deloc în acest sens. Nu, chiar deloc. Da. Avem și partea de pescuit, unde avem în timpul verii, zilnic, imagini la televizor cu Dunărea, cu pescuitul acela abuziv și ilegal până la urmă și cu vânzătorii de pește pe marginea drumului și cetățeanul român cumpără, că e mai ieftin acolo decât în hipermarketuri. Cât a fost asta okay. cu pești vânzându-se la marginea drumului? Din păcate, de câțiva ani, acum și cei din Delta se plâng că nu mai au, deci nu mai au ce pescui. Nu prea mai au. Eu am se mai vinde pește așa am fost anul trecut în Delta și chiar membrii familiei erau extrem de îngândați că exact. Vreau să mergem să pescuim și șocul nostru de-a drept a fost când nu aveam nimic în undiță, stând câteva da. Ore acolo lângă mă rog, o zonă amator, potrivită. Ca pentru amator, dar nici cei profesioniști sau cei din Delta care fac asta de ani de zile vorba acum aceea. Suportă consecințele acțiunilor necugetate pe care le-au avut în trecut. Ce eu nu cred că peștele fapt, acela da. Și-a luat de saga în spate și s-a dus în altă Delta. Eu cred că pur și simplu a fost pescuit într-un mod nepotrivit și s-a dus la distrugerea unor specii, altele au exemplare foarte puține. Cei care au pescuit în trecut în modul acesta nu s-au gândit că la un moment dat nu o să mai aibă, că s-au gândit că balta o să aibă pește mereu. Dar se pare că nu, aceste specii nu s-au înmulțit atât de repede și atât de grozav încât da. Să asigure și pierderile care au apărut. Pare că am ajuns la fundul sacului și când spui că s-a pescuit într-un mod nepotrivit, la ce te referi? Ai putea să ne dai? Mă refer la pescuit fără autorizație, mă refer la pescuit în perioade în care este interzis pescuitul, perioadele de prohibiție sau cum se numesc. Mă refer la pescuirea exemplarelor care nu trebuiesc pescuite, adică femelele care au icre presupun că trebuiesc eliberate, acum nu-i specializarea mea asta, dar zic și eu așa din ce mă gândesc că ar trebui făcut. Nici nu știu dacă în delta noastră mai sunt acele condiții care erau pe vremuri, pentru că totul este acolo un haos, un stuf, nu-i nimic curățat, apa foarte mică aici, dacă nu avem apă, nu plouă, nu este de unde să fie delta la un nivel ridicat. Cred că managementul rezervației biosferei este destul de prost. Da. Acum nu știu dacă cel de acum sau care au fost înainte, că practic acum nu mai e ce să se facă. Să apelăm la o repopulare a deltei ar fi extrem de costisitor. Și crezi că nu se pot găsi niște bănuți în acest sens sau nu? Nu știu dacă se pot găsi bănuți. Făcut nimic în acest sens până acum? Noi eu ca cred țară, că... nu știu, nu există anumite proiecte? Nu știu dacă există. Ar trebui da. Să fie publice dacă există, să știm și noi ce urmează să se întâmple. Eu aș sprijini un asemenea proiect cu o condiție, să nu se distrugă sau să nu se elimine tot ce se cumpără prin acel proiect, mă refer la puiet, la exemplare de diverselor specii de pești, să nu fie pescuite așa în ritmul în care au fost pescuite și înainte, că atunci n-am rezolvat nimic, mai bine lăsăm acolo cu ce mai este și nu cheltuim degeaba noi ca stat. Deși frumos ar fi să se trezească și românul, să-și dea seama, mă, uite, de poate dacă 2-3 ani nu mai pescuim, deloc aici mă refer, o să se repopuleze natural acest spațiu care odată era absolut plin de pește. Și totuși, părerea ta care este? Noi românii suntem dispuși să conservăm acea biodiversitate și mă refer, nu știu... Verbal suntem dispuși. Da. Dar după ce ieșim din zona în care am avut această discuție, nu ne mai interesează nimic și mergem și pescuim și vânăm. Parcă, și... nu știu, auzisem și eu de niște tratate, nu? Există anumite tratate semnate de... România în acest sens? Există, da. Există anumite tratate. România a semnat în 1992 Convenția Diversității Biologice, la care au luat parte extrem de multe state. Se elaborează un program pe care toate statele care sunt parte acestui tratat trebuie să-și asume acele da. Decizii pe care se iau. Sunt directive ale Uniunii Europene multe privind păsările migratoare, privind fauna, privind flora,
nenumărate sunt. Avem și noi o lege 5/2000 care este pentru protejarea ariilor acestora protejate și a rezervațiilor naturale. Sunt extrem de multe, da. Nu mi le amintesc pe toate, dar da, așa există. Pe hârtie da. Suntem bune. Acum ar fi bine dacă noi chiar am preluat ceea ce este stipulat în acele tratate, ar fi chiar bine pentru noi. Dar mai mergem așa pe la spate și nu prea aplicăm. Zicem, noi ne lăudăm că sigur că aplicăm, dar nu avem pe ce. De fapt avem pe ce, dar vrem să mai profităm puțin de anumite circumstanțe. Poți spune din facultate, de exemplu, nu știu, ai anumite amintiri, ce făceați voi când studiai tu această materie? Ați făcut ceva în acest sens? Noi aici la master se face mai mult partea de laborator. Am încercat să facem criostocare, exact ca și la băncile de gene. Ați reușit? Pot să zic că ne-a ieșit experiența. Da? Durează puțin până când vedem rezultatele, până când vedem dacă semințele sunt viabile și peste un timp la acele temperaturi. Da, avem așa ceva? Adică există așa aparate? Astfel de aparat? Da, există. Acum problema e că noi le-am cumpărat, se tot strică, nu-i cine să le repare. Dar lucrăm așa printre cu ele. Am încercat să aplicăm ingineria genetică, biotehnologiile. Acum în ameliorarea plantelor și în conservarea biodiversității. Facem culturi de calus, culturi de antere, încercăm tot felul de experimente in vitro. Acum noi suntem începători și pentru noi orice plantă neinfectată ieșită din mânuța noastră este un adevărat succes. Poate specialiștilor li se va părea o chestie infimă ce facem noi, dar eu consider că e un început bun. Universitatea ne oferă într-adevăr bazele, materialele pe care ni le oferă, că mai cumpărăm și noi mai facem rost de unde putem, cei care suntem cu adevărat interesați. Ni se oferă și personal specializat și care ne poate răspunde la orice întrebare. Știu că am mai primit această întrebare la începutul emisiunii noastre, dar în pauză ne-a mai sunat un telespectator care ne întreba unde se studiază biodiversitatea. Probabil a lipsit de la prima parte. O să te rog să repeți. Da. Se studiază la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Este o secție de master, 2 ani de zile, la Facultatea de Horticultură. Chiar acum este perioada de înscrieri, peste vreo 2 săptămâni, din 15 până în 30 iulie. Succes pentru cei care doresc să aplice, da? Cei de acolo îi așteaptă pe toți doritorii cu mare drag și eu cred că nu o să fie nimeni dezamăgit. Că la început și eu credeam, fac și eu un master ca să pot să am o diplomă, ca să încep un doctorat. Dar văd că acum deja nu mai e munca aceea pe care mi-o impune profesorul, e muncă voluntară din partea mea. Adică eu mă duc și spun, domnule, vreau să fac și treaba aia, vreau să fac și pe aia și mi se oferă sprijin. Bun, am discutat despre afectarea acelui echilibru natural prin agricultură, prin poluarea mediului. Au rămas defrișările. Ce ne-ai putea spune în acest sens? Da, defrișările sunt o problemă extrem de dureroasă pentru că noi ne-am distrus, la nivel global mă refer, ne-am distrus cea mai mare parte a pădurilor. Le-am distrus într-un mod nepotrivit pentru că nu ne-am dus să defrișăm acolo unde se putea defrișa, ca și la vânătoare. Ne-am dus la la vegetația cea mai frumoasă, cea mai luxuriantă, dacă pot să zic așa, și am dat-o jos. Acum suportăm consecințele pentru că acolo s-au distrus habitate, și acum vorbesc foarte serios, sau habitatele care au existat s-au fragmentat. Iar animalele sau, mă rog, vietățile din acele locuri nu mai pot să trăiască așa cum trăiau înainte și au anumite probleme, pentru că li s-a micșorat habitatul acela, poate că au fost obligate să migreze înspre alte locuri unde nu s-au adaptat așa cum trebuie și până la urmă și aceasta este egală cu pierderea biodiversității, că dacă nu s-au adaptat, nu au nicio șansă de a supraviețui.
Avem rezervații naturale, nu știu, animale protejate? Avem rezervații naturale, avem biosfera Delta Dunării. Cum stăm în acest domeniu? Adică știu că avem, dar... Avem foarte multe. Doar cu numele sau... Nu, sunt și faptic. Biosfera Delta Dunării. Sunt protejate acele animale? Sunt protejate păsările migratoare. Da. Din câte cum știu eu. Cum anume se întâmplă acest lucru, mai ales la păsările migratoare? Deci, practic, se interzice orice fel de, de vânare a acestor păsări, de luare a ouălor, de distrugerea cuiburilor. Se oferă hrană păsărilor în momente în care probabil n-ar găsi natural. Păsările care sunt în imposibilitatea de a migra împreună cu celelalte sunt... ocrotite oarecum, li se oferă cumva un adăpost, nu sunt luate, duse în cotețul omului. Acolo, la locul unde au stat ele peste vară, se improvizează ceva, li se oferă hrană, deci au toate condițiile ca să supraviețuiască până în vara următoare. Cele mai importante rezervații naturale pe care le avem, o să te rog tu să le enumeri. Avem zona munților, avem munții Apuseni, munții Rodnei, munții Ciucaș, munții Retezat. Deci sunt extrem de multe. Ai vizitat careva dintre acestea? Da, eu sunt extrem de pasionată de tot ce înseamnă munții Apuseni și în zona este Padișul, da, care este o zonă formidabilă și unde chiar vedeam o emisiune zilele trecute și spunea doamna reporter că este locul perfect din România pentru a vedea într-adevăr o biodiversitate. Era o multitudine de specii de plante. La animale au cam fugit ele când au apărut camerele de filmat, dar la plante era ceva extraordinar și chiar ziceam că îmi doresc în vara asta să mă duc măcar câteva ore acolo să văd și eu ce se întâmplă. Acea zonă a munților Apuseni, acolo într-adevăr se văd pași înspre ocrotirea biodiversității și conservarea biodiversității. Sunt tot felul de panouri, de afișe prin care se explică ce este acolo și de ce nu trebuie să călcăm pe ele și de ce să mergem pe cărare și să nu ne abatem. Sperăm să le și respecte oamenii și să aibă tot o finalitate bună. Noi în România mai avem tot felul de peșteri care și acestea sunt ocrotite și avem chiar peștera mobile, care e singurul ecosistem din lume care funcționează, în care sunt o impresionantă cifră de peste 35 de specii unice în lume. Deci în această peșteră sunt adunate toate. Da, este extraordinar. Nu prea este cunoscută această peșteră. Așa este. Noi știm să ne ducem, da, la mare și la Sinaia și cam atât. M-am întrebat, oare este bine să-i spunem numele? Da, este o peșteră ca și cum sunt, da, munții Apuseni, este și această peșteră. Nu, da, este nicio denumire comercială. Și cum se intră? Se intră așa la liber? Sau nu știu, este... nu știu, da, asta. Probabil este ceva amenajat. Dacă este amenajat, atunci e de bine. Eu mă gândesc că nu putem totuși să permitem accesul oricui în zonele în care totuși sunt 35 de specii unice în lume. Nu se poate așa ceva. Da, așa este. Ne apropiem de finalul emisiunii și aș fi vrut să insistăm mai mult pe specii. Care sunt acele specii care au dispărut sau sunt pe cale de dispariție? Acum că tot vorbeam de peșteri. Să încercăm să le enumerăm să așa, mergem măcar să știm într-o linie. Dacă tot vorbeam de peșteri, da, avem peștera urșilor, așa, din județul Bihor. Da. Aici există scheletele unor urși de cavernă, care sunt numiți giganții ultimei glaciațiuni. Înțeles. Și deci, aceia sunt dispăruți din câte știm, sunt, nu? Dispăruți de vreo 28.000 de ani. Nu știm de ce, datorită schimbărilor climatice au murit sau au fost efectiv blocați în acea peșteră printr-o surpare sau eu știu tot felul de probleme, da, din asta. Dar nu se știe. Erau într-adevăr răspândiți acești urși în Alpi, în Carpații, în
Pirinei, deci din Spania până în Rusia existau urșii de cavernă. Spre deosebire de urșii din celelalte lanțuri muntoase, urșii din Carpați erau carnivori, ba chiar canibali, adică își mâncau pui sau exemplarele mai bolnave puțin. Acum astea sunt informații pe care le-am luat din cărți sau așa, nu pot să îmi argumentez afirmații atât de puternic. În acea peșteră sunt aproximativ 140 de schelete de urși, deci o populație însemnată, o comunitate puternică era acolo, datorită temperaturii, a condițiilor meteorologice, și petrecea extrem de mult timp în peșteri. Tocmai de-aia credem că nu a existat forțe exterioare care să-i ucidă, și pur și simplu ceva s-a întâmplat acolo în peșteră. Nu există un răspuns la această întrebare. Am înțeles. Iulia, ne apropiem de final, vertiginos, din păcate. Un ultim mesaj pentru telespectatorii noștri care poate că așteaptă să audă încă, nu știu, acele câteva specii la care ar trebui să țină și să ținem cont de ele și să avem grijă de ele. Ce ne poți recomanda? În afară de floarea de colț, acum am discutat despre acea floare de colț, despre acele câteva animale. Sunt toate speciile care sunt în acea carte roșie, sunt extrem de multe și nu pot eu să decid care este mai importantă decât cealaltă. Este foarte greu, într-adevăr. Cartea roșie se găsește pe internet. Dacă nu în întregime, câteva specii, sigur o să găsim. Ideea mea este în felul următor, că așa cum noi nu ocrotim natura, poate că nici natura, adică mă sigur natura nu o să ne ocrotească pe noi și o să ne pierdem și noi din biodiversitatea aceasta noastră, transformându-ne în roboți din aceștia care distrug tot în fața lor. Eu zic că putem să o lăsăm mai ușor și cu agricultura folosită, practicată într-un mod nepotrivit, și cu poluarea, și cu industrializarea. Eu zic că ne ajunge cât avem, să nu ne întindem și în zonele de interes ale altor specii decât omul. Îți mulțumim foarte mult pentru prezența în această seară la noi în studio. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenție. Vă dorim multă, multă sănătate și să aveți o săptămână cât mai frumoasă în continuare. Ne vedem săptămâna viitoare!